ziua și bine ați venit la întâlnirea, pot să zic, anuală cu Romeo Ionescu. Pentru majoritatea covârșitoare dintre cei prezenți și, bineînțeles, iubitori ai artelor plastice, este binecunoscut faptul că, deși activează în Iași, este un ieșean prin adopție, Romeo Ionescu este născut în Târgu Neamț, acum 50 de ani. Deja din iunie a devenit un artist plastic matur. Cumva destinul său până la un anumit punct a fost paralel cu al lui Dumitru Bostan, ei fiind colegi de liceu, dar și prin profesie ca restauratori de obiecte arheologice. Acest lucru și-a pus oarecum amprenta și asupra creației. De ce fac paralela asta? Pentru că vorbeam la vernisajul Luțu de o cromatică și de o armonie cu cuteniană. Ei, tot la fel Romeo are o parte a creației sale inspirată din artefactele cu cuteniene, are o compoziție bazată pe antropomorfisme și geometrisme din cultura cucuteniană, cu care, bineînțeles, se întâlnește mai mult ca oricine prin profesia pe care o practică. Asta o fi bine, o fi rău, e bine, pentru că lucrează totuși într-un domeniu cultural. E rău pentru că noi, artiștii plastici, trebuie să mai facem și altceva ca să putem face pictură. Și iată că cei doi de care vorbeam mai înainte, asta fac, fac restaurare. Nu știu dacă în primul rând. Și pictură în același rând. Romeo Ionescu are totuși două abordări. O interfață pe care și-a pus-o drept carte de vizită pe site-ul personal și o pictură mai inspirată din muzica lui Vivaldi, mai peisagistă, peisagieră, cu mai de august, cu care vin în fiecare august la Piatra Neamț. O să-l așteptăm la un moment dat și într-o toamnă sau într-o iarnă să ne arate și cealaltă față a creației sale, pentru că nu este doar acest pictor impresionist pe care îl aveți acum în față, ci este și un artist mai profund.
Avem în expoziția de față peisaje din vechiul Iași, peisaje pur și simplu din diverse anotimpuri, dar și peisaje din Piatra Neamț și iată iar o apropiere de ceea ce face colegul său Dumitru Bostan. Este un dialog de la distanță pe motivul curții domnești de la Piatra Neamț. Așa cum spuneam, îl așteptăm și în continuare pe Romeo Ionescu, la fel vă așteptăm și pe dumneavoastră de fiecare dată când avem evenimente la Galeria Lascăr Vorel. După cum vedeți, deși e august, Uniunea Artiștilor Plastici nu intră în vacanță. Foarte frumos, cu deosebit respect și mulțumire. Vă doresc o vizionare plăcută a expoziției. Este o expoziție cu lucrări, așa cum a spus și domnul Potop, cu Iașul vechi, cu peisaje din Piatra Neamț, cu peisaje pur și simplu, o expoziție colorată de vară. Și referitor la vară, eu am venit în august, fiindcă atunci s-a putut găsi ocazie. Dar vorba unui cântec, eu și iarna sunt pe val și am să încerc să vin și într-un decembrie ca să arăt și fața Iașului într-o iarnă și a Piatrei Neamț, tot așa cu culorile și cu frumusețea peisajului hibernal. Oricum, vă mulțumesc și deja este, cred că, a treia, a patra expoziție care o fac cu cea mai mare plăcere în orașul dumneavoastră, unde publicul este un public avizat și un public călduros și foarte cunoscător al artei. Mulțumesc Uniunii Artiștilor Plastici pentru găzduire și nu în ultimul rând colegul meu, Mitică Bostan, care a fost anunțat și care m-a ajutat pe decursul timpului cu diverse ocazii când am avut expoziții și activități în Piatra Neamț. Deocamdată cam atât, dacă mai dorești. Thank you.
Mulțumim, Pit Moldovan, pentru colaborarea de fiecare dată.